Salutare tuturor! Bine v-am regăsit! Avem o veste importantă și suntem mândri că am reușit, după 4 ani, să extindem un pic activitatea centrului nostru. Am obținut un sediu nou, un sediu în care vom mări capacitatea noastră de diagnostic și am adăugat departamente noi, iar cel mai interesant lucru pe care îl avem acum și echipa care a venit odată cu apariția acestui departament este una cu totul deosebită. Este vorba de departamentul de neuroimagistică a clinicii, adică avem posibilitatea în acest nou sediu să investigăm pacienții complet, atât clinic cât și paraclinic. Asta înseamnă imagistică și testele funcționale pe care le făceam oricum. O am alături de mine pe colega mea, doamna dr. Emilia Diaconu, care este șefa departamentului de imagistică și care ne va povesti un pic despre ce vom face împreună pentru dumneavoastră, pentru pacienții noștri și pentru colaboratorii noștri. Servus, Emilia, bine ai venit, bine te-ai alăturat echipei. Bun găsit tuturor! Este o mare plăcere și pentru mine, atât din punct de vedere profesional cât și uman, să mă alătur acestei echipe. Pentru mine, interesul de a participa la această activitate a clinicii NeuroAxis este, în primul rând, profesional. Ne dorim împreună să ajutăm pacientul să aibă sub același acoperiș investigațiile paraclinice, consultul la medicul clinician și consulturile la medicii din specialitățile conexe. Adică, în afară de neurologie, se va alătura departamentul de imagistică, unde noi suntem bucuroși să ajutăm cu partea de investigație, și clinica se va dezvolta și prin aducerea alături de noi a unor colegi din specialități care pot ajuta diagnosticul diferențial, ceea ce este din nou foarte important, pentru că pacientul nu va mai fi nevoit să meargă în alte clinici, în alte spitale pentru aceste consulturi adjuvante. Adică tot ce vrei să spui este că totul va avea o continuitate și vor fi echipe sinergice care vor lucra împreună pentru a trage niște concluzii clare de diagnostic și, bineînțeles, ce vor decurge din acestea, adică posibilitățile terapeutice adaptate nevoilor fiecăruia.